În primul rând m-a atras titlul, Predau viitor. Cuvântul viitor spune ce va urma. Așteptările, să spun că am înclinat balanța mai întâi pentru o parte pur, să zicem, teoretică ceea ce privește domeniul, adică o tehnologie pe care să o adopt. Nici de cum ceea ce am primit de la curs, și de la curs am primit mai mult o îndrumare, o privire de ansamblu asupra cerințelor care sunt pe piața muncii în domeniul IT-ului, o valoare mult mai mare decât mi-am propus eu, pentru că sedimentarea acestor idei și modul în care eu o să le împărtășesc în continuare elevilor mei, colegilor mei, modul de a atrage elevii spre acest domeniu are mult mai multă importanță, adică îmi dă și mie orientare asupra tehnologiilor pe care oricum, oricum în acest domeniu le veți pe parcurs, se schimbă tot timpul. Degeaba învățam o tehnologie care în 2 ani nu mai exista. Și atunci motivația elevilor spre a alege acest domeniu, faptul de a-i face pe ei să înțeleagă importanța alegerilor făcute încă din liceu, este marele meu câștig și consider ca și elevilor din școala mea. Exemplele primite de bună practică, modul în care am fost primiți, parteneriatele care mi s-au propus, resursele deschise care mi s-au promis să fi puse la dispoziție, sunt foarte, foarte multe aturi și nasc foarte multe provocări din partea mea și presupun că și a elevilor mei. Ce le duc ideilor, elevilor le duc ideea de ce voi lucra în viitor, ce voi face în viitor, ce vreau eu, de fapt, să obțin profesional pentru ei. Deci ei să-și răspundă la întrebarea, cariera mea profesională, care să fie adaptată pentru modul meu de a gândi, pentru creativitatea de care dispun. Creativitate, lucru în echipă, această gândire algoritmizată, așa cum îi spunem noi, lefuit aici mai frumos și dusă, să zicem, la un proces automat și așa mai departe. Ora aceasta ideală ar fi aceea în care eu sunt un facilitator, un îndrumător și nici de cum rolul clasic pe care îl avem noi și care suntem obligații datorită programei pe care o avem și conținuturilor pe care le avem, de a lucra în echipă, alături de ei, de a le stimula creativitatea, de a le împărți rolurile, de a aprecia fiecare elev în parte cu calitățile pe care le are, de a crea un echilibru. De fapt, firmele pe care le-am vizitat au fost din diverse domenii de activitate a IT-ului, cum ar veni. Dar toate au un punct comun, cum s-ar zice. Nu poți să lucrezi într-un domeniu dacă nu ești făcut pentru domeniul respectiv. Adică trebuie să ai abilități spre o anumită... spre domeniul respectiv. Adică nu poți să-i îndrumi pe cei care sunt îndreptați să facă un joc, să-i duc spre partea economică și să realizeze chestii de statistică sau să adune date sau să combine date, să extragă, să facă roboții, să facă... Nu, ei sunt făcuți pentru cealaltă parte de jocuri, unde se cere alt tip de creativitate, alt tip de logică, de... Cerințele sunt diferite pentru fiecare, așa cum suntem și noi diferiți.
Iar domeniul nostru este vast. Nu putem să spunem că așa cum este în altă disciplină, mă axez aici pe... Nu dau un exemplu, să zic că nu fac. Mergem pe multe, pe multe, pe multe domenii și la un moment dat ei sunt nevoiți să-și aleagă calea. Ce m-a ajutat pe mine cel mai mult? Am asistat la discuțiile colegilor mei, am participat la discuțiile lor. Am descoperit că au strategii de lucru în echipă diferite de ale mele. Folosesc platforme, resurse diferite. Au alte moduri de abordare pe care vreau să le încerc asupra învățării prin metoda proiectului. Am descoperit posibilitatea să adopt alte proiecte, să fac parte din ele, să colaborez în altfel. Optați pentru un curs care vă oferă nu o formare continuă în termenii noștri școlari și oportunitatea de a vedea jobul viitorului.